Ei, bună! Astăzi vreau să vă prezint o comandă de pe Pink Panda. Cam acestea sunt produsele. Și am să le iau în ordinea care sunt scrise pe facturică. Bază de machiaj, 25 de lei. Aceasta este baza de machiaj, conține și vitamina C și E. Se cheamă iHeart Revolution Mint Choc Chip. Ok, sper să fie ok. După aceea, avem aici corector cremos. A fost 15 lei, este vorba despre acest produs. Essence Waterproof Tattoo Covering, Camouflage Age, cam așa arată, este nuanța 20, Light Ivory. După aceea avem Essence Stay 8 ore Waterproof Lip Liner, 03 sau Default, Lip Liner, nu Lip Liner, oare? Da, Lip Liner. Am citit eu, dorm pe mine. Așa, Stay Lip Liner e acesta. Sau Default. Un creionaj de ochi. Acesta cred că v-am zis că a fost 9 lei. După aceea avem mascara Always On Me la 10 lei. E acesta care știți că v-am înnebunit cu el, îl tot recumpăr de foarte mult timp și îmi place extrem de mult. Și este doar 10 lei. Mie îmi convine chiar și-o dat pe lună să-l recumpăr. După aceea avem Essence Nail Polish Corrector Pen. La 14 lei, e acest corector în variantă de pix, să spunem așa, care are și 3 capete de rezervă. Essence Nail Polish Corrector Pen Without Aceton. După aceea avem Essence Tush de Ochi Link Liquid Ink. Acesta e în varianta 01 Black, cred. Nu văd unde ar scrie. Essence Liquid Ink Eyeliner. După aceea avem un alt creion de buze, Soft Contouring Lip Liner, 11 Sucker for Grey. Este acesta. Aici scrie și 11, nuanța lui, Sucker for Grey. Din câte observați, din gama Soft Contouring Lip Liner. Ok, mai avem pensulă pentru fardul de ochi. La suma de 8 lei, prețul de 8 lei, este aceasta, de la Essence. Essence Ice Blending Brush. După aia avem o ojă, Essence Lac de unghii, This Is Me, Gel Night Polish 03 Bold, la 6,50 lei. Acesta este This Is Me. 03 Bold, e nuanța ojei. În ultima vreme fac unghiile acasă, din câte vedeți, și aveam nevoie de o altă culoare. Tot mă dădeam cu acest roșu vișiniu, să vedem mai deschis pe cameră. Aici am terminat. După aceea avem genele false la prețul de 14 lei. Lashes to Impress 04 de Mega Volumizer, tot de la Essence. Așa. După aceea avem bomboane fructate vitamine cu căpșuni. Acestea cică sunt niște bombonele care conțin vitamina C. Ele, de fapt, sunt 15 lei. Eu le-am luat cu doar 7 lei la oferte. Știți că pe ultima pagină văd și niște oferte și eu le-am găsit și am să le încerc. Și ultimul produs, Essence Hide Beauty Mattifying Makeup Fixing Mist. A costat 19 lei. Acesta este ambalajul, super subțire, asta nu prea îmi place, dar în rest el arată super drăguț. Hide Beauty. Este un produs vegan, care hidratează, complex de hidratare și revitalizează pielea, din câte scrie aici. Ok? Și ca și Mystery Bag, eu l-am desfăcut ca să îmi fie mai ușor să nu vă foșnesc. Am primit 3 produse, în ordine în care vă arăt. Aceste 3 pensule de la Revolution sunt pentru ochi. Super drăguțe, chiar îmi plac. După aceea am primit această mască tip șervețel cu argilă roșie de la Montagne sau Montage Gestion. Așa. Și am mai primit această palețică de la Revolution, se numește Reloaded Jewelled, ceva genul, cred că se pronunță, dacă am greșit mă scuzați. Cam așa arată, e superbă, deci îmi place foarte, foarte mult. Și cam acestea au fost produsele.
Vă mulțumesc mult pentru vizualizare și noi ne vom revedea cu un alt videoclip. Vă pup!